Comunitatea din satul Javgur, raionul Cimișlia, Republica Moldova, a sărbătorit astăzi împlinirea a 140 de ani de la zidirea bisericii cu hramul Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Sfânta liturghie, dar și o slujbă de mulțumire, au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La sărbătoare au participat și credincioși din Podoleni, județul Neamț, localitate înfrățită cu satul Javgur. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat Sfânta Liturghie, iar din sobor au făcut parte preoții din protopopiatul Cimișlia, dar și din protopopiatul Rosnov. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură grija pe care Dumnezeu o are față de oameni. Dumnezeu i-a ales pe evrei ca și popor și în același timp i-a călăuzit prin istorie, pentru că din ei sau din acest popor avea să se nască Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se la plinirea vremii din Fecioara Maria. În acest sens, încă o dată, Mântuitorul citează din Vechiul Testament și le arată că este un singur Dumnezeu, pentru că exista tendința la popoarele vecine, care erau popoare politeiste, păgâne, să se închine la mai mulți Dumnezei. Ori în acest context, Mântuitorul răspunde cu un verset din Vechiul Testament, arătându-le că există un singur Dumnezeu, pentru a confirma faptul că ei se închină adevăratului Dumnezeu. De asemenea, le arată că trebuie să le iubești mai mult decât pe toate pe Dumnezeu. Pentru că El este creatorul întregii existențe, pentru că El este Cel care a făcut lumea aceasta ca omul să se bucure în ea, și pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om și îi poartă de grijă omului. Nu lasă pe om ca el să rătăcească pe căile acestei lumi, ci vrea ca omul să fie în relație de dialog cu Creatorul său, cu Dumnezeu. De aceea continuă în versetul următor și arată că relația cu Dumnezeu, de cele mai multe ori, o putem vedea din relația cu semenii noștri, din relația omului cu semenii lui. Pentru că, vedeți, zice, și cea de-a doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acest cuvânt al Domnului ne arată că trebuie să respectăm pe semenul nostru, trebuie să-L iubim cu aceeași intensitate cu care noi îl iubim pe Dumnezeu, pentru că dacă relația noastră cu Dumnezeu se vede din dialogul pe care îl avem cu semenul, se vede din faptele pe care le facem noi și care privesc viața noastră, viața creștinului, care trebuie să fie aproape de Dumnezeu. La împlinirea a 40 de ani de viață și a unui deceniu de slujire în comunitatea din Javgur, Părintele Paroh Mihail Ciobanu a primit din partea Preasfințitului Părinte Veniamin Ordinul Eparhial Sfântul Ierarh Dionisie. Vreau să mulțumesc în primul rând Bunul Dumnezeu pentru ziua binecuvântată în care am ajuns astăzi. Este o zi frumoasă, este o zi binecuvântată cu mulți oaspeți în legătură cu prezența voastră. În frunteni, ne-am împărtășit astăzi la Sfânta și Binească Liturghie de Sfântul Potir cu Duhul Sfințirii Mântuitorului. Asta este cea mai mare bucurie. Și vreau să vă mulțumim pentru că ați acceptat ca să vă invitați ca să veniți aici împreună cu noi, să împărtășiți bucuria. Și cum a spus și domnul primar, că din 2020, când a fost prima dată la noi, s-a pornit așa o relație foarte bună părintească din partea Preasfinției voastre. 40 de ani. Da, bisericii la prima slujbă, da. Sunt 10 ani de când Părintele Mihail Nicăzuiești. L-am primit foarte bine, ne bucurăm că el este cu noi, urăm mult sănătate. În primul rând, să ai sănătate, se poate duce pe care spre dreapta, să dai sfaturi. La slujba au participat și preoți și credincioși din parohia Podoleni, județul Neamț. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat să fim în biserica aceasta, în bucuria, în familia parohiei Javgur, binecuvântarea Preasfințitului. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră la acest eveniment special pentru comunitate. Am înțeles că ați împlinit 140 de ani de existența bisericii. La mulți ani, Părinte, pentru ziua de naștere. Vă doresc cât mai mulți în continuare. La final, elevii școlii din localitate au susținut un moment artistic interpretând poezii patriotice și pricesne.